stresat, de unde ești, câți ani ai și gata. Sunt de acolo, sunt cu tine. Da. Ce sunt? Am 20 de ani, sunt de acolo și sunt cu tine. Na, da. Bună. Păi, da. E chiar tare asta. Da. El, de exemplu, da. Ei, asta e, n-au fost bine aici. Stați-mă liniștite, că se va produce, se vor produce multe aici. Nu știu, știu. Cu grabă. Eu, în general, sunt o persoană care nu are răbdare, adică... Da, și fata nu știu. Zică, da, vreau să-i spun. Am zis, o să văd ce se mai întâmplă. Dacă vă că lucrurile rămân așa, să zicea, nu mai rezolv. Pe bune acum. Nu și avea rost. Să după aia să primezi mesaje, ia uite, ce stă aia, ce așa n-are, stă și aia, cam vacanță acolo, cred că. Păi da, tu de tine zici, nu e ce să zici. Nu e. Ce rost avea să mai vine să aleg o fată, mai ales că cele patru i-au luat? Sau prin februarie, să zicem, prin absurd, dar nu cred că aș putea să stau până atunci. Păi dacă ești aleasă, să votată să rămâi, rămâi, n-ai ce să faci. Păi nu, dar votată. Da, păi da, ești, dar... Da, sau mai mult, exact. Stai seama, eu cu prietenii mele majoritatea, adică eu cu Carmen din grupul nostru suntem mai... care nu avem ceva stabil, să zic, adică să fii sigur. Bine, nici ele nu credeam. Oricum, acolo sfărâmă ceva. Stai seama, când o să intre băieții în casă, o să fie numai cu ei, nu o să mai petreacă timpul cu tine, că nu o să-și petreacă timpul cu... Și stai seama, tu ceva stai, în partea cealaltă nu poți să te duci, partea cealaltă nu poți că e X cu Y, poți să stai așa. Păi stăm așa, ce să faci? Da, e bine și așa. Păi? Decât deloc. Păi normal. La ce ți s-a părut normal aici? Da, chiar, chiar. Nu luptați, să nu luptați. Da, exact. Ce să vezi când știi că fata a transmis ceva băiatului și ție, nu? Viceversa și da. Sunt acolo, eu ce da. Să mai mă fac? Nici să ce? De părerea, să le strig lor fericirea? Să te faci. De asta dacă ea a ales, a ales. Exact. A, dacă zicea fata, încă nu sunt hotărâtă și vreau să mai cunosc un băiat, atunci da, mergea să mă bag eu al treilea. Dar de moment ce fata zice, da, vreau cu ăsta și cu ăsta vreau să mor, până ajuns să mai mă duc. Nu te poți băga în sufletul omului, dacă ales, 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 nu m-a referit că iacră, Doamne ferește. Nu, chiar deloc. Ia, vezi, poți? Există o persoană? Da, mie. Da. Mama nu se moară. Sunt fete care nu mănâncă. Da. Spun că se îngrașă. Nu, neapărat poate. Mie orice, dacă e cu zahăr și dulce, mama. Da, e bun, nu? Sunt fericit. Chiar știi să faci mâncare? Ce e aia? Nu, așa, dar nu știu, nu sau în bucătă, nu. Dulce, na, să-mi fac ceva plăcut. Să-mi fac două. Ca două plăzici? Da. Aia, am trecut. Ai trecut de să-mi fac un ceai, o cafea. Da, e mâncarea mea dimineața. Ca cafeaua, sigara. Nu, nu mai apucăm să mâncăm. De decât uneori. Păi dacă ne trezim, păi de exemplu, seara nu pot să dorm. Una face, nu știu ce, nu pot să dorm, că-s luminile. Și să zicem, ador pe la 3-4. A doua zi, îți dai seama că dorm până pe la 11-12. Nu? Că degeaba bagă ei melodia aia, că nu eu să nu mă trezesc. Da, noi mai sărim pe aici la... Bine, că mă duc și de vreme la somn. Pe mine la 11 mă vezi în pat. Da. Nu știu, pe jumătate. Seara m-a dormit și eu de vreme, eram obosită, cred. Dar nu știu de unde te oboseală. Că toată ziua stai. Păi toată ziua stai, dar te trezești dimineața. Noi, mam, dimineața în loc să mâncăm, noi ieșim acolo. Hai, fă-te la păr, fă-ți, nu, mam, deci mi s-a urât, crede-mă, nu mai suport. De obicei nu mă machiam, adică nu-mi place. Frate, dacă cineva mă place, îmi place așa, nu trebuie să mai îmi dau cu 100 de... Și mi-a apărut și o grămadă de bobițe pe față de la apă, de la... Îmi curgea cu din alea negre prin ea. Și nu doar cartofi sau... Și că așa folosim... Și poftim? Așa curge și la noi. Da. Și plus că folosești machiaj de la ăla, de la ăla, de la ăla. Și stai seama, fiecare are probleme lui la tine, felul lui de piele, de... Le lași să crească așa, da, îmi iubesc.
Noroc cu bidonașul ăla. Da. 7 ori mai mult sau cum îi zice. Da, măi, fetelor, ce să facem? Uite cum am rămas noi singuri. Hai. Păi nu ne vezi? Ați rămas? Singură, singuri. Singuri, singure. Dar tu pe bine să ne auzim mai bine decât în gălăgia da. Și fermăla. Doamne, păi... Da, mă, pe de asta e bine să privești partea bună a lucrurilor. Nu. Ce n-ai pasă? E bine. Un lucru bun e un pat înainte. E chiar. Decepționat sau supărat? Supărat. Decepționat e altceva. E mai greu. E mai mult decât. Mai greu. Se dramatizează oricum. Da, cam ei, taci. O să-i dramatizează degeaba. Da, acum te-am zis bicele și ce ai zis? Am zis bicele, am luat exact ideea ta. Da. Maria spunea ieri că e de ajuns să privești cerul și se schimbă.